Bine v-am găsit! Astăzi voi face o prăjitură rapidă, foarte gustoasă. Prima dată voi face crema. Pentru început am să pun un bol de 200 de mililitri corez. Îl pun la fiert cu 600 de mililitri de obicei pun apă, câteodată lapte. Acum am să pun lapte de soia. Adaug un praf de sare și las la fiert la foc mic până când se fierbe orezul. Folosesc o tavă de 20 pe 20. Am acoperit-o cu folie alimentară ca să nu se murdărească tava. Și la fund pun piscoturi pe care le înmoi în lapte. Folosesc de data aceasta lapte de soia. Intră într-un rând 14 piscoturi. Voi mai pune un strat după ce adaug crema. Deocamdată aștept până când termin crema. Orezul la fiert, adaug două linguri de zahăr, dacă vă place mai dulce puteți să puneți mai mult, și două pliculețe de zahăr vanilinat. Le amestec. Și acum voi turna peste brânză. Am aici un jumătate de kilogram de brânză de vaci. Și voi turna orezul fierbinte peste. Acum voi turna crema peste piscoturi. Și pregătesc glazura. Acum voi pregăti glazura. Am în bol 60 de grame amidon de porumb. În ibric am un litru de suc de măr cu aronia și este rece. Deocamdată am să pun puțin ca să desfac amidonul. Pun sucul la fier și în momentul când fierbe, adaug amestecul de amidon cu suc. Amestec după aceea până când crema se întărește. Am terminat glazura, o las să se răcească foarte puțin, pe la 80-70 de grade. Și voi pune peste piscoturi. Am ținut prăjitura 4 ore la frigider.
Glazura s-a întărit, arată foarte bine, este și foarte gustoasă. Încercați această rețetă, este sănătoasă și gustoasă în același timp.